colega, suntem aici alături de dumneai pentru a-i lua un interviu, să aflăm cât mai multe despre carte. Ce v-a inspirat să scrieți această carte? Foarte multă viață, în primul rând, dar mai ales verdele. Verdele acestei primăveri și acestei veri, care m-a impresionat foarte mult. Așa cum m-a impresionat și voi, că sunteți niște copii minunați, extraordinari, care meritați să faceți o emisiune. Este o carte scrisă din tot sufletul și cu toată dăruirea. Scuzați. Nici problemă. De ce ați ales acest titlu? Am ales titlul ăsta pentru că verdele a devenit un simbol al existenței pentru mine. A devenit un simbol al omului și al universului totodată, care reușește să împreuneze omul cu universul și universul cu omul și le face să se verse una în alta și să comunice. Câte cărți ați scris până acum? Nu le-am prea numărat, dar trebuie să fie vreo 40. Multe pentru copii. Multe pentru copii, pentru că voi sunteți extraordinari, aveți o curățenie dumnezeiască în voi și din cauza aceasta pe mine mă atrage să scriu despre frumos. Și frumosul se află în primul și în primul rând în copii, frumosul uman. Mai țineți în minte care a fost prima? Prima carte? Da, a fost o carte care era pentru copii, care a fost scrisă, scoasă de un tipograf pe niște foi foarte proaste, fără desene, și care a impresionat, într-adevăr, însă am întâlnit pe stradă o mămică cu un copil și m-a văzut cu cărțile în mână și a zis asta e pentru copii, da, ia să o văd, n-are poză, n-o mai cumpăr. Prima poezie care ați scris-o? Vai de mine, asta e greu de spus. Știi, când scrii poezii, când începi să scrii poezii, nu te preiei în serios. Și mă zgălești așa niște caiete, îndrepți ce ai scris, ți-i rușine să arăți la alții. După aceea, mai târziu, parcă te întorci și vezi că nu mai contează ce ai scris. Încep să scrie altfel, pe măsură ce acumulezi cultură și crești în trăiri, ești mai aproape de cuvânt, de sensurile cuvintelor și atunci știi să le alcătuiești un enunț poetic. Cum vi s-a părut evenimentul de lansarea cărții? Vai, foarte frumos, impresionant chiar, pentru că la acest eveniment, în primul rând, au venit cititori de-ai mei și mă impresionează că sunt, într-adevăr, am cititorii mei. După aceea a venit doamna de la Academia Română care a prezentat, a făcut deci un efort și a venit până aici, ca să nu mai spun că a venit o colegă de-a mea de clasă care stă în București și mi-a făcut surpriză și a venit la această lansare. Și ceilalți, bineînțeles, care au fost aici, dar sunt niște ascultători extraordinari. Eu știu că sunt cititori buni, dar sunt ascultători extraordinari. Au fost colegi de-ai mei, au fost elevi de-ai mei, au fost oameni de carte, în general. Oameni care știu ce înseamnă carte. Ați avut un moment preferat când au povestit invitații dumneavoastră de carte? Da, m-a impresionat că s-a sculat din public lume și a vorbit și m-a impresionat cele două epigrame citite de domnul Gaftoneanu. El face niște epigrame foarte frumoase și este un om pozitiv, înclinat foarte mult spre bine. Și pe mine mă impresionează domnul Gaftoneanu din punctul ăsta de vedere. Cartea aceasta este pentru copii? Nu este pentru copii, deși sunt acolo trimiteri la copilărie. O să găsiți în carte.
Cartea pentru copii pe care am pregătit-o, dar n-am deocamdată cu ce să o scot, și am să o scot cam prin ianuarie, februarie, se cheamă Cireșe de Mai. Aceasta este mai mult decât pentru oameni mari, pentru cititorii avizați. De ce ați ales acest loc pentru lăsarea de carte? Era unul dintre cele libere. Eu de obicei îmi lansez cărțile la teatru, dar teatru nu e gata și atunci am venit aici la muzeu. Am mai lansat aici la muzeu cărți și îmi place aici, așa mi-e apropiat muzeul ca loc de lansare și un loc liniștit, plăcut, aproape de toată lumea, de suflet. Eu sunt Ilinca și aceasta este colega mea, Marta. De la Ziarul Baz, Ilinca și Marta. Mulțumim pentru atenție!